Însă rădăcina acestor seminte sfinte sau smerite, cum spune Psalmul 50, bucurați-vă, oasele cele smerite, le găsim, asta în atenția pupătorilor, nu de oase, ci a celor ce poartă grija pupătorilor de oase. Le găsim în patru regi, Cartea Vechiului Testament, acolo unde, grăbindu-se să îngroape un mort, au nimerit din greșeală peste mormântul profetului Elisei și când au aruncat mortul în groapă, în loc să moară și atingându-se de oasele Sfântului, el s-a sculat și a fugit, adică cel mort. Ceea ce arată că moaștele sunt rămășițe pământești sfințite a unor oameni care l-au trăit cu adevărat pe Dumnezeu și poartă ele încărcătura Harului. Cine își permite dintre acești contestatari ai Sfintelor Moaște să se urce în avion sau în tren, să meargă la Lavra Peșterilor în Kiev, să vadă capurile izvorătoare de mir, deci pur și simplu oase goale, ce înseamnă craniu fără nimic pe el, din care curg litri întregi de mir. Știința ar trebui să explice de unde vine acest mir dintr-un os uscat și atunci și-ar da seama că sursa este Dumnezeu. Pentru că acelea stau sigilate, stau închise, sunt graduate tot timpul, nu se atinge nimeni de ele, stau într-o vitrină închisă pentru a nu se face matrapalzâcuri, adică să pui furtunul ca să curgă un de lemn. Și acel mir este împărțit cu mare sfințenie tuturor bisericilor ca dar divin din cer pentru tămăduirea bolnavilor și pentru alte mari lucruri din viața oamenilor. V-am amintit lucrul acesta ca să putem să încercăm să băgăm hârlețul și să săpăm un pic, nu prea adânc, și în mintea celor care încă mai cred că aceste oseminte pe care le venerează Ortodoxia fac parte dintr-un plan diabolic sau mizerabil al bisericii de a-i face pe oameni să se închine la niște putreziciuni. Folosesc aceste expresii pentru că le-am citit, nu pentru că cred în ele și vreau ca atunci când cei care sunt amatori să verifice și să asculte textele care se vorbesc în biserică, printre ei sunt și cei care au frământările lor, nu o recunosc, de obicei sunt și de origine sectară, ei nu au în primul rând, v-am spus, un Iisus al demnității crucii, au un Iisus vagabond despre care v-am vorbit la Apostolul Pavel și v-am spus că este vorba de Hristoși mincinoși, și unii cred că Hristoși mincinoși sunt propovăduitorii mincinoși. Noi aia sunt mici antihriști. Hristoși mincinoși sunt orice doctrină în numele lui Dumnezeu care este lipsită de echipamentul spiritual cu care Hristos s-a înarmat. O mamă sfântă sub vrem, o cruce ca armă de jertfă și altar, chipul și asemănarea noastră prin întrupare, căci recunoscând icoana, recunoști întruparea și mai mult decât atât, deci cultul bisericii cele șapte taine pe care ei le neagă sau nu cred în ele, dar în schimb își fac și ei, așa ziși, pastori și învățători, sub pretextul că oricine poate predica are dreptul să vorbească. Spune mai departe că Apostolul Pavel în epistolele lui, că pe unii a pus Dumnezeu, deci nu județul, nu turma rătăcită, apostoli, proroci, învățători, cu darul cârmuirii limbilor, cu darul izgonirii duhurilor necurate, cu darul vindecării, darul înțelepciunii, spune acolo, nu toți pot fi la fel. Fiecare are darul lui. Așa găsim în epistole scris, de aceea întreabă Apostolul Pavel, au toți sunt învățători? Au toți sunt apostoli? Au toți sunt proroci? Deci nu.
cui rânduiește Dumnezeu. Deci, pentru a putea desțeleni un pământ în care sămânța cade și se usucă, este nevoie de fundamentul principal pe care l-a spus Iisus Hristos. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Până nu o să ajungem la umilința lui Hristos, de a bea oțet cu fiere, sau de a purta coroană de spini, sau a fi batjocoriți, scuipați și pălmuiți, nu cred că vom dobândi vreodată acea tărie și putere să putem să ne rugăm cu lacrimă de sânge sau să putem să ne rugăm încât să se deschidă cerul și Dumnezeu să ne asculte. Noi suntem începători între ale rugăciunii, dar suntem mult mai începători între ale smereniei. De aceea Evanghelia de astăzi intră pe un teren foarte subțire, cu multe nuanțe. Spune că cel mai greu este de cea care a căzut lângă drum și este călcată de picioare și mâncată de păsările cerului. Asta mi se pare cel mai interesant. Călcată de picioare. Ce înseamnă călcarea de picioare? Înseamnă contestarea, îndoiala, respingerea, neprimirea adevărului, așa cum ne lasă Sfânta Scriptură. Deci, cum spunem noi în popor, când cineva își depășește atribuția, folosim această expresie. Băi, dar ce faci? Intri cu bocanci în sufletul meu? Cam așa întreabă și Dumnezeu în Sfânta Evanghelie. Credeți că intrând cu bocancii în Biserica Slavei Tatălui meu veți desfința pe Dumnezeu? Credeți că va fi o zi când lumea nu va avea Creator? Credeți că va fi o zi sub soare în care Creatorul se va spăimânta de cârtitori și hulitori? Spune profetul Ieremia, tu ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta. Deci toate popoarele înaintea lui Dumnezeu sunt ca o picătură din cadă. Când pică un picur de ceva undeva, ce faci? Întingi cu degetul și îl ștergi. Locul rămâne uscat și aproape prin atingerea și întinderea picăturii respective dispare și picătura și degetul rămâne și el uscat și locul respectiv. De unde se deduce că dacă Dumnezeu dorește, ne poate într-o clipă preface în ceea ce am fost înainte de a fi ceea ce suntem. Ne poate preface în nimic. Deci El ne-a adus din neființă la ființă și tot Dumnezeu ne-a adus înaintea slavei Lui cu darul Lui și ne poate șterge din fața slavei Lui în momentul în care depășim norma etică a bunului simț de a avea un respect elementar față de Dumnezeu cel viu. Asta înseamnă să calci în picioare. Și când spune că păsările mănâncă sămânța căzută lângă drum, trebuie să știți că aceste păsări sunt gândurile mizerabile care întotdeauna vor înăduși orice lucru bun. Dacă un om se roagă și vrei să le iei în bășcălie, o poți face. Dacă un om postește și vrei să le iei în bășcălie, o poți face. Dacă un om bate mătănii și vrei să le iei în bășcălie, o poți face. Dacă un om e evlavios sau pios sau face o mătanie sau se închină în fața unei biserici, poți să le iei în bășcălie și o poți face. Dar asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este scris înaintea lui Dumnezeu. V-am spus, rămâne și va rămâne istorie și spiritualitate orice act creștin pe care mass media îl interpretează uneori după urechea ei și după părerea ei și după pregătirea teologică. Consider că un filozof, atunci când își susține o filozofie, are cuvinte frumoase din toate domeniile și când vorbește, el vădește o anumită cultură generală. Ei, se pare că și unui jurnalist sau unui ziarist, dacă are în el puțină doxă, dacă are în el puțin rafinament, dacă are în el puțin stil și puțin condei, cum spune psalmistul David,
trestie ce scrie iscusit sau limbă ce scrie de grab, pentru că vorbești și scrii, asta înseamnă mass media scrisă și mass media văzută, ai ști și ai învăța care este raportul dintre bunul simț. Repet, dintre bunul simț față de societatea în care îți desfășori activitatea de jurnalist și față de Dumnezeu care vede ceea ce faci tu pentru semenii tăi, tu socotindu-te superior sau socotindu-te mai presus, socotind în același timp că media și ziarul și revista și orice sursă de informație sunt pe deopotrivă nu numai surse de informație, ci sunt și surse culturale.